Noul mouse de la Zoe, modelul EC1B CSGO version, ne-a cucerit iremediabil prin forma sa extrem de comodă, cât și prin acuitatea noului senzor. În videoclipul ce urmează, vă vom detalia click cu click de ce Zoe EC1B are acum un loc de cinste pe birourile noastre. La prima vedere, mouse-ul ne-a captat atenția prin designul său simplist și aspectul vizibil bombat, un trademark al produselor Zoe, funcționalitate înaintea designului. Nici la capitolul funcții nu o să facă prea mari furori, întrucât mouse-ul vine doar cu două butoane de setări, unul pentru DPI și unul pentru Rate Reporting. Pentru cei care vin din rândurile mouse-urilor SteelSeries, Razer și alte branduri care își burdușesc produsele cu mii de luminițe, setări și engine-uri, cel de Zoe dă impresia unui mouse entry-level. Versiunea CSGO, față de cea clasică, vine într-un albastru marin, cu un logo potrivit atât din punct de vedere cromatic, cât și al dimensiunilor. Noua gamă EC1B este probabil unul dintre cele mai precise mouse-uri de eSports de pe piață. EC1B vine încorporat cu noul senzor PMW-3360, un upgrade peste vechile modele care defilau cu ceea ce este acum depășit PMW-3310. Senzorul este precis și mimează aproape la perfecție mișcările mâinii, ceea ce se cuplează perfect cu designul ergonomic, care face mouse-ul aproape insesizabil în timpul jocului. Curbura, pe cât de exagerată pare, pe atât este confortabilă, îndeosebi pentru cele două prindere recomandate, palm și claw. Pentru palm, partea bombată se așează perfect în palmă, în timp ce pantele înclinate ale mouse-ului facilitează prinderea de tip gheară. Și în lateral, scobitura din dreptul degetului mare este comodă și conferă o prindere sigură a mouse-ului. Din păcate pentru stângaci, acest mouse este vizibil construit pentru a favoriza utilizarea cu mâna dreaptă. Până și caroseria este ușor înclinată spre dreapta pentru a acomoda mâna respectivă. Acesta este un mare plus pentru că Zoe EC1B e gândit să facă un lucru bine decât să acomodeze cât mai multe tipuri de utilizatori. Riscant, dar dacă ești dreptaci, o să te încânte la maximum. Dacă este să rămânem în zona superioară a mouse-ului, nu putem să nu vorbim de click-uri. Cele două butoane exercită o presiune medie și vin cu un sunet ușor pronunțat, dar nimic care să-i agaseze pe cei din jur. Adevărul este că odată ce te acomodezi cu el, ceea ce nu ia foarte mult, mouse-ul intră în ceea ce putem descrie stealth mode. În timpul utilizării, mouse-ul este aproape imperceptibil și surprinzător de comod. Click-urile vor fi singurul lucru care îți vor aminti de existența sa. Totuși, înainte să trecem la butoanele de spate, trebuie să adresăm și rotița de scroll. Șanțurile și prefața ușor cauciucată sunt binevenite, dar scrollul s-ar putea să opună destul de multă rezistență dacă vrei să-l manevrezi cu rapiditate. Nu că ai avea nevoie de un scroll rapid într-un FPS, dar în utilizarea de zi cu zi, scrollul poate fi destul de agasant. Pe spate, mouse-ul are cele două butoane menționate mai devreme, unul pentru DPI și altul pentru Rate Report. O critică pe care o pune la înaintare este cea legată de afișajul DPI-urilor. Sunt color-coded. Mai exact, nivelul acestora este reprezentat de o culoare, dar nicăieri pe mouse nu există o legendă pentru fiecare culoare. Singura legendă disponibilă este cea din manual de utilizare, care cel mai probabil o să zacă prin cutie după prima citire. Cei drept, puține jocuri vor necesita o schimbare bruscă de DPI, cu atât mai greu realizat fără un buton aplasat superior. Dar chiar și așa, ar fi fost o atenție binevenită, cum este cazul cu butonul de pull rate. Senzorul urcă incremental de la 800 la 3200 DPI, ceea ce este mai mult decât suficient în jocurile FPS. Dacă nu execuți flick shots în continuu, un număr scăzut de DPI este mereu preferat pentru țintele de doar câțiva pixeli. Ultimele aspecte pe care nu le-am discutat sunt firul și greutatea. Firul nu vine cu vreo îmbrăcăminte specială, ci doar într-un învelic de plastic, ceea ce s-ar putea să dezamăgească pe unii consumatori. La capitolul greutate, mouse-ul ni s-a părut mai ușor decât rivalurile, Mayonix-urile și Death Adder-urile cu care eram obișnuiți. Nu este o diferență extraordinară, dar suficient cât să fie perceptibilă și revigorantă chiar. Acestea fiind spuse, care este verdictul? Recomandăm cu tot dragul. Nu vă lăsați păcăliți de designul modest al acestui mouse, întrucât veți fi surprinși de atenția cu care este construit. Mouse-ul este un veritabil concurent pe piața high-end și pentru noi se bate pentru locul întâi cu noul Rival 600. Zoe EC1B CSGO Edition este un mouse stilat, care ne-a impresionat prin confortul cu care l-am utilizat și acuratețea sa. Deși avem mici critici la adresa afișajului DPI, forma ergonomică a revoluționat modul în care am început să jucăm FPS-urile de zi cu zi.